Și-a ucis mama și apoi a sunat la 112 pentru a anunța crima. Tragedia a avut loc într-o comună din județul Vrancea. Fiul ucigaș le-a spus polițiștilor că a vrut să facă o glumă și că nu a dorit să se ajungă așa departe. De ce ați lovit-o pe mama asta? Lăsați-mă să respir. Nu m-am certat. Urcă. Am zis că-i glumă, dar gluma... Asta e. Ce să fac? Bărbatul în vârstă de 60 de ani era băut când s-a întâmplat drama. I-a cerut mamei sale niște bani, dar din cauza că aceasta n-a vrut să-i dea, și-a ieșit din minți și a lovit-o cu un ciocan. Apoi, când și-a dat seama că femeia a murit, a aprins o lumânare și a chemat poliția și ambulanța. Oamenii legii l-au găsit în casă, alături de trupul neînsuflețit al celei care i-a dat viață. Ia ce lumânare! Când am văzut masă salvarea, zic, mă duc la Ioana, că zic, cred că pe Ioana o ia să vedem cum ei este, de ce este, că pusesem astăzi mai din timp la ea. Și când m-am dus, am dat de ce am dat. Și el îi ținea lumânarea. Eu zic, ce-i Codini, ce ai făcut, ce are? Bărbatul, întors de curând din Italia, locuia împreună cu mama sa și nu avea nicio sursă de venit. Vecinii spun că mama și fiul păreau că se înțeleg bine. Ei nu înțeleg de ce individul și-a lovit mama. În urmă cu doar câteva ore, acesta era îngrijorat de starea de sănătate a mamei sale. Aici, aia pe drum vorgeam, nu ni s-a spus nimic. Nu. Că și-a avut în casa lor acolo, nu știu ce să zic. Bărbatul a fost reținut pentru omor calificat, dar va fi supus și unei expertize psihiatrice.